ciuga, ciuga, ciu, ciu, ciu. Pare că și taică-miu ți-a zis. Bă, ăsta vrea să mă fută. Vă spun eu că vrea să mă fută în cur. Ursulețul Teddy. A, trebuie să fie mai întuneric în pula mea. Închide de tot ușa. Ca să-ți arăt ceva. Futu-ți gura, mătii. Uite pula mea! Uite pula mea! Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria Among the Sleep, da! După cum ați văzut unii dintre voi data trecută, începusem această poveste cu un bebeluș de numai 2 anișori, alături de un Teddy pedofil, pentru că de ce nu, acel urs încerca să mă fută în cur, în propriul meu dulap bachiar. Doamne, fute-l de urs! Să-l fută! Iar de data asta chiar nu știu ce trebuie să fac. Văd că ne aflăm acum într-o peșteră. Da. Cred că e pe mine ursul. Să mor tu că iar am primit un trofeu. Baby Mozart, ce dracu. În fine. Ce avem aici? O bufniță. Oare mă întreb la ce ajută bufnița asta? Chiar mă întreb. Wow! Da! Zici că e o altă memorie? Probabil. Iar ne dă pe topogan! Da! Is there a way up this tower? Probabil. Ne mai lipsesc câteva. Păi atunci, haide să investigăm. Să căutăm desene. Și bufnițe. Iată una aici. Na bun. Ce dracu! Doar nu zici că vine iar aia. What the fuck? Mi se îngheață coaiele. Ai de capul meu. Chiar nu știu dacă o fi măsa sau un alt monstru. Chiar nu știu care o fi. Dar ar trebui să mă grăbesc. Pentru că am o presimțire cam neplăcută. Vai de pula mea, ce desen. Un desen foarte normal pentru copil de 2 ani. Eu chiar mă întreb, oare copil la 2 ani deja știe să deseneze? Eu la 2 ani n-am știut să desenez. Mai nimica. Sau nu mi-amintesc eu la cât de mic eram și prost. Nu s-au schimbat multe. Să nu spui că m-am blocat acum, că e o capcană și... Ce dracu! De-abia acum dispăruse bufnița. Wow! Suntem într-o capcană, băgamioș! Să mor tu că am picat într-o capcană, să mor tu! Mama, acest loc mă face să mă cac pe mine de frică. Sper că măta e ok. Dar de tătuțul meu nu-mi trebuie. Doar de maică mea. Pareți că are ăsta ceva cu maică mea. Doamne, ce cancer de joc.
mă prostește la maxim jocul ăsta. Da. Cum ar fi să reușesc până la sfârșitul acestei serii să colecționez toate desenele astea futute? La câte găsesc, nu-i de mirare că voi reuși să le adun pe toate. Pe unde trebuie să iau acum? Pe aici? Da. Ia să vedem. Mamă, ce-am crezut că n-o să reușesc. Nice. Chiar mai trebuie ceva sau am adunat toate bufnițele? Mai trebuie ceva să fac, nu? Pe aici n-am fost. Na, du-te. A, era să-și fută fruncea de bolovan. S-o fi gândit ce ăsta, bebelușul. Banatu-i fruncea direct. Da, banatu-i fruncea. Uite pula mea! Voi vedeți urma aia de pas. Cred că a fost doar o halucinație. Grăbește-te, bă! Sper că le-am adunat pe toate. Bun. Nice. Acum urcă ce, bebelușule. Urcă ce. Uitați-vă și voi cum merge ăsta de-a bușelea. Așa am fost noi toți. Și vom fi în continuare. What? Stai, ce? N-am zis nimica. Wow. O altă dimensiune. Futută. Da, e timpul de culcare. Se pare că iar am primit un trofeu. Cave drawings, tot de bronz. Da. Ah, în sfârșit. Ar trebui să ne întoarcem în pula mea. Da, ar fi cazul. Cred că tot la căsuța aia din lemn, sau? Da. Da! Să mori tu că ne-am întors! Ăsta face pe prostul. She must be so worried. Da! O doare fix în pizdă pe aia. Ci că să nu mă tem, dar și pe mine mă doare în pulă de ea. De screpțomana dracului. Na bun. Bagă memoria. Zici că-s handicapat cu asta. Na bun. Hai, da, din nou sincron. Nice. Vai, ce ochi are ăsta. Vă, nu vă vine să-i futeți una lui ăsta.
În fine, am să mă opresc aici că văd că terminasem destul de repede acest capitol, dar numai bine până atunci. Eu am fost Edifor Stigem Rich D, ne vedem data viitoare și bineînțeles, cum vă zic ca de obicei tuturor, ciao, ciao! Nice, nice, nice!